Tudorel Toader, replic dur pentru Klaus Iohannis, omnia surprins. Indirect critic decizia CCR. Tudorel Toader, ministrul justiciei, reacționează la anuncul presubliniere dintelui Iohannis cu privire la sesizarea CCR pe tema legilor justiciei. După o scurt ironie la adresa presubliniere dintelui, Toader se declară surprins de faptul ce Iohannis critic în direct o decizie a CCR. Am văzut, afirma ei, potrivit cărora pe legile justiției au fost necesare trei decizii ale CCR. E firesc dacă ai trei legi și trei sesizări. Curtea a admis un total 22 de soluții legislative din totalul celor trei legi, de sute de articole. Multe dintre cele admise sunt de necorelare legislativă, nu pe fond a reglementării contrare Constituiei. Am observat ce a exprimat preocupare pentru faptul ce prin legile justiției au fost consacrate instituții noi. Sigur, fecea referire la acea sechie special pentru magistrai. Omnia surprins. Indirect critic decizia CCR, decizie care a consacrat constituționalitatea respectivei solui legislative. Prin urmare, are competent constituțional să sesizeze CCR. Pentru mine era previzibil faptul ce o va sesiza. Rămâne să motiveze sesizarea, pentru ce eu nu pot să anticipez care poate fi critica de neconstituționalitate cu privire la înfinarea sechiei speciale din moment ce CCR a constatat deja ce soluia este constituțional, a declarat ministrul justiției.